poartă nouă de intrare în Baia Mare, gara orașului adaugă o notă în plus de modernitate, urbei care avea doar 12.000 de locuitori în anul 1930. Ea se însumează altor realizări militare cu care băimărenii, azi în număr de 71.000, se mândresc pe bună dreptate. Teatrul de stat, renovat și înfrumusețat de penelul artiștilor localnici, sau cinematograful cu 800 de locuri, socotit între primele patru din țară. În construcție se află o casă de cultură a sindicatelor, un hotel turistic și un spital cu 1100 de paturi. Sâsarul, un teren viran acum 3 ani, s-a transformat într-un vast perimetru urbanistic cuprinzând 10.000 de apartamente.